Bună ziua, mă numesc Dorobanțu Dezideriu și administrez ferma Urlui Prod din județul Teleorman, în suprafață de aproximativ 740 de hectare, grâu în jur de 260, orz 100, floarea soarelui 160, porumb 40 și rapiță în jur de 150 de hectare. Ne aflăm într-o solă de rapiță genetică Corteva, în jur de 100 de hectare. Am hibrizi PT271 și 264 de la această companie. Acești hibrizi îi cultiv de 4-5 ani. Inițial a fost decât în testări și am trecut acum. E 3 sferturi din suprafață mi-o acoperă acești hibrizi de la Corteva. Am ales genetica Corteva datorită rezistenței la sclerotinia și la condițiile care, din păcate, sunt din ce în ce mai grele. A fost toamna destul de secetoasă, am avut o răsărire destul de târzie la rapiță și chiar și la celelalte cereale și primăvara tot așa destul de greu a plecat în vegetație datorită condițiilor secetei. Cultura de rapiță e printre primele, adică chiar prima cultură care ne asigură un venit în fermă și este o cultură profitabilă dacă reușim să o facem cât de cât bine. Pentru a reuși o cultură de rapiță trebuie să respectăm o tehnologie cât mai corectă, să spun așa, începând de la sămânță, de la tratamente cu fungicide, respectiv insecticide. Tratamentul seminței cu Lumiposa ne-a asigurat o răsărire mai bună și o protecție pe o perioadă mai bună împotriva dăunătorilor. La ora asta promite cultura, e în stadiu de formare a silicvelor și sperăm că totuși facem o producție mulțumitoare.